Novena Sfintei Fecioare Maria din Guadalupe. Ziua a patra. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Maică iubită din Guadalupe, te rugăm să ne dăruiești voința puternică de a-L urma pe Fiul Tău dumnezeiesc într-o iubire, căutând mereu să facem bine celor nevoiași. Te rugăm cu umilință, ascultă-ne! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.